Ați văzut la ultima... Nu sunt oameni care să priceapă, să astupă groapă? La ultima ședință de Consiliu Local, în afară de intervenția cu celălalt de centură, am făcut referire și la lucrările de anvelopare, de termoizolare a blocurilor. Și am atras atenția, fiindcă primăria este cea care a făcut licitațiile, a făcut raitul de sarcini, a selectat constructorii, să aibă atenție că polistirenul folosit pentru termoizolare, nu are densitatea. Deci la grosime, grosime fiecare poate măsura grosimea. Îl ia polistiren extrudat de cea mai mică densitate, care sigur costă mai ieftin, dar dai suflă vântul, dacă stai să vezi. La chiar termoizolație nu-ți mai face. Și am zis, verificați centura de calitate, o densitate a fost zisă în caietul de sarcini la polistiren și o grosime, cum spui, și altceva se pune pe bloc. Acum, într-adevăr, diriginții de șantier ai primăriei nu se pot urca pe bloc să vadă cei. Dar ia documentele și verifică documentele și vezi baloții de polistiren jos ce fel de densitate ți-a dat. Nu facem o lucrare, ca într-adevăr, costă mult, costă puțin, rămâne să discutăm. Dar rezolvăm o problemă foarte bună pentru izolarea termică a blocurilor. Haideți să o facem ca lumea, chiar dacă plătesc, vin bani de la guvern. Sunt tot banii acestei țări, tot noi suntem cei obligați să gestionăm cu eficiență maximă, da? Să facem lucrări de calitate. Ar fi bine ca să... să avem lucrări de calitate. Și nu numai în domeniul drumurilor, în absolut toate domeniile. Ar trebui să avem oameni specialiști, cum ați spus. Nu vine vedeți, un inginer să vine... lucreze într-un domeniu pe care habar nu-l are. Dar mai nou, vine... așa se întâmplă. De aceea la vine toate, lucrările publice. De aceea vine Tina Antonescu și spune statul să aibă un rol minim în gestionarea banilor și lucrărilor. Dau exemplu. China. Este exemplu cel mai elocvent de parteneriat public-privat. Acolo e clar că merge, bubuiește economia Chinei. Duduie. Duduie prin parteneriat public-privat. Toate firmele care activează în China sunt în parteneriat public-privat. Este clară treaba. 49% are statul chinez, 51% are firma. Firma conduce, e adevărat, dar e... Gestionează bine banii, că banii ei care îi bagă. Partenerul privat, al exemplu mondial numărul 1. O întrebare pentru domnul Andrei Rusu. Sunteți cunoscut mai mult ca și director de firmă, un om important al județului în ceea ce privește economia. Aduceți și ați adus o grămadă de bani în bugetul local. Ceva determinat să vă introduceți politică. În breaslă da, celor care vorbesc politică. Mult. Da, vorbesc mult. Din păcate, eu nu prea am un limbaj politic foarte elevat și bine pus la punct. Colegul meu, Marin, e mai bun în domeniu. Vă susține. Cred că pentru asta l-ați... Nu, el vorbește mai frumos, mai politic. Vedeți, la noi, la România, mai este un lucru slab în ceea ce privește mentalitatea oamenilor care pot spune ceva și au demonstrat că pot să facă ceva în țara asta. Politica a ajuns să fie, nu știu cum să folosesc, ajută-mă să găsesc un termen foarte bun, să fură oameni de politică, pe bună dreptate. Și e să fie alunecoasă. Să fie, nu alunecoasă, nu la asta mă refer, că e alunecoasă. Mă refer că este un sentiment de repulsie, de văzută cu ochii răi, cu alte cuvinte. Văzută cu ochii răi. Greșit. Domnul președinte Traian Băsescu profită de treaba asta când merge la referendum să reducem grămada de parlamentari, da? Făcând de economie. Da, făcând de economie. Chiar nu face acolo economie. Sau o face nesemnificativă. Da. Vedeți că mai avem 5 minute și așa că da. Ar trebui să... Deci există o reticență a românilor care pot spune ceva și chiar a oamenilor scâmpă. De afaceri. Dacă eu vreau să vin la aceste emisiuni, dar într-adevăr sunt emisiuni politice de prezentare a candidatul nostru la programul nostru politic. Să vin cu oameni de afaceri responsabili care nu sunt implicați sub niciun fel politic și să dezbat programul economic propus de Tina Antonescu. Să-i întreb, oameni, voi sunteți manageri, ca și mine, de fapt. Vorbeam aceeași limbă. Eu înțeleg foarte bine ce propune Tina Antonescu pentru mediul de afaceri. Este soluția care pe mine, ca manager de firmă, știu că mă ajută și mă va ajuta în viitor foarte mult. Nu numai pe mine, ca director general. Oamenii care sunt angajați în acea firmă. Dar vreau să-i aduc în față la această masă să-i spune, oameni, știți programul economic al finanțării? Uite, asta propune el. Măsura asta. Voi, ca manager, ca oameni de afaceri, o considerați bună pentru afacerea voastră, pentru angajații voștri,
pentru țara întreagă la nivel național. Am găsit un zid. O să vă surprindă. Și vorba aia că oamenii mă știu de un om respectabil, nu mă știu de activist politic prea puțin. Da. Eu n-am ieșit de... Nu au vrut să participe. Să vin eu într-o emisiune a Partidului Național Liberal să vorbesc despre programul politic al lui Tina Antonescu, că mă sună, da, un exemplu, mă sună domnul Olteanu de la PDR, care sunt prieten bun, și spune, mă, ce cauți în emisiunea Liberal? Vino și la mine. Și era vorba de oameni responsabili pentru asta, numai aici, pe care am invitat să vină alături de mine, nu să facem politică, repet, nu să discutăm probleme politice, să discutăm problemele economice din programul candidaților. Să văd cum percepe mediul de afaceri aceste propuneri pe care le fac. Le dacă face, sunt fezabile sau nu? Sunt fezabile și pentru afacerea lor sunt bune. Ce înseamnă că nu ați avut succes cu... N-am avut succes, fiindcă se vede să nu, păi să pentru nu înțeleagă telespectatorii, oamenilor de afaceri nu deja fac parte dintr-un partid politic. Să nu înțeleagă telespectatorii că nu li se pare fezabilă propunerea lui Crin Antonescu. Nu ies în public să le comentez sau să le discute, da? Deci dacă vorbesc la o cafea, la un suc cu ei și le spun, îmi dau dreptate, spun că sunt de acord, dar au o reține să se implice în orice tip de acțiune politică. Aceasta este totuși o acțiune tip politică. E adevărat că nu poți să te ții pe piață dacă nu ești într-un partid politic? Nu. Sunt oameni de afaceri care au intrat în politică pentru că riscau să-și piardă... Uitați-vă, eu sunt director general firma. Și administrator al acestei firme Plați TVSA, mulți se ne cunosc, am 14 ani. Nu am făcut niciodată sau n-am profitat niciodată de faptul că într-un fel sau altul a fost implicat și politic, că am fost consilier local sau că am făcut parte din Partidul Național Liberal din 90 până astăzi, fără întrerupere, fiindcă am niște concepte și niște principii care mă apropie foarte mult de ce spune acest partid, doctrina lui, statutul lui, doctrina liberală. Și n-am profitat niciodată. Se pot face afaceri cinstite în România fără să te mânjești din punct de vedere politic. Totul este să ai verticalitate și să-ți conduci afacerea cu onoare și în baza strictă a legii, a ceea ce spune în lege. N-au o treabă nici cu garda financiară niciodată, nici cu ANAF-ul, nici cu administrația fiscală, fiindcă am condus o firmă care a știut, a dat la stat, nu a luat de la stat. Deci înseamnă că trebuie să știi cum să-ți chivernisești. Deci dacă știi să gestionezi bine afacerea, dacă gândești bine afacerea și ești ponderat și ți-o calculezi corect, nu trebuie să apelezi nicio formă la stat. Că ei lucrește la stat, ei lucrește la stat, dar aceea trebuie să fie transparente, trebuie să fie egale pentru toți, la același nivel, și atunci te poți duce în concurență să faci și lucrurile astea. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat să vorbim de puțină economie. Noi totuși mai vrem să mai spunem ceva la final. Ultimul minut va aparține. Da. Vrem să spunem că noi susținem pe Crin Antonescu deoarece are un program economic fezabil, are un program economic care va permite României să iasă din această criză și credem că este soluția pentru români. Eu aș vrea, tot așa să spuneți foarte scurt, pentru România, în perioada de criză, nici un program economic de sorginte social-democrată nu este fezabil, nu este viabil. Nu va scoate și nu va ajuta ca România să treacă de această perioadă foarte dificilă. Și nici un program propus de un alt contraradical al prezidențiale care se referă la reforma statului, la reforma instituțiilor statului, inclusiv a Parlamentului, la fel nu rezolvă principala problemă a României de azi, care este criza. Programul liberal, așa cum a dovedit guvernarea liberală în 4 ani de mandat, după ce a intrat acea cotă unică de impozitare și a avut acel avânt economic, poate și după aceste alegeri să pună în aplicare acest program liberal, să scoată țara din criză, să conducă spre creștere economică. Domnilor, mult